Au început școala și bine și înțeles. La ce vă așteptați? Credeați că începe școala și o să fie utopie, tot o să fie frumos? Nu, au început școala și deja dezastru se deslănțuie, iadul pe pământ. Bine ați venit la un nou episod, băie și fete. Sper că sunteți bine, pentru că astăzi o să discutăm despre cel mai prost trend existent pe lumea asta. Cred că doar trendul cu pantalonii vagabond se ridică la nivelul trendului ăstuia. Voi credeți că copiii o să se ducă la școală, începe școala din nou frumos, o să meargă și o să aibă o viață normală, cum ar trebui să aibă de obicei, nu să socializeze, să se distreze, să meargă la școală, să învețe într-un mediu în care faci chestia asta. Dar nu, totul bine și frumos până când, din cauza, ghiciți voi ce, a TikTok-ului, un trend a luat amploare și la noi în România. Anume să dai jepci diabolice. Și vă întrebați ce dracu înseamnă să dai jepci diabolice. Asta înseamnă să dai jepci diabolice. Omul efectiv a furat tabla de la cancelarie, tabla de la cabinetul profesorilor. Ok, dude. Bă, dar eu mă întreb, ce dracu ți-a făcut, bă, semnul ăla de circulație ca să-l iei de acasă? Bine, vă dați seama, fraților, că ăștia fac doar așa la mișto treburile astea, că normal că o să le pună la loc, adică tipul ăla care o fura ceasul, vă dați seama că după ce o făcut TikTok-ul ăla, l-a pus înapoi pe perete, că venea diriginta și futea un șloimi de nu se mai vedea. Vă dați seama, sunt unele făcute la mișto, pentru că liceul este făcut ca să te dezvolți social mai mult decât din punct de vedere academic. Și părerea mea e că, bă, la liceu este necesar, frate, să faci căcaturi, să faci prostii și așa mai departe, pentru că aia e perioada vieții, așa se întâmplă. Și na, din păcate, copiii din ziua de astăzi atât au reușit, atât i-au dus capul să facă jepci din asta și să se posteze pe TikTok. Și nu este nimic în regulă. Hai să zicem, e o glumiță, ha ha ha, râdem toți frumos, dar bine și înțeles că trendul ăsta naște și oameni care fac și următorul pas, adică chiar să fure și să ducă acasă chestii de la liceu. Hai de cap, bă, omul chiar a dus două din alea de dezinfectant acasă. Îți dai seama, sus sunt două băi și o luat două dezinfectante și le-a dus acasă. Hai de capul meu, ce trist, frate. Adică, bă, faci căcaturi la școală, râzi cu colegii, râzi cu clasa și așa mai departe, dar nu furi, dă-o dracului de treabă, frate. Na, ăsta chiar 100% o fura, frate, ești de bun, dar nu cred că l-a pus înapoi după ce l-a băgat în sticla de Sprite. Oh, meu, furat, frate, proiectorul din clasă. Doamne, dă-i minte cu aia. Da, mă, totul funny, ha-ha-ha, hi-hi-hi, totul rost, facem videouri și like-uri pe TikTok până când cineva chiar pățește ceva și, Doamne ferește, îi se face dosar penal pentru faptul că vrut să fie funny pe TikTok și să le arate colegilor lor de clasă cât de clownul el și că el e clownul clasei și toată lumea ar trebui să râdă de el pentru că altul mai prost nu este. Bă, e trist, sincer vă zic, într-un fel, trendul ăsta. Este și amuzant, nu pot să mint, pentru că, da, știu, și eu am trecut prin liceu, l-am terminat acum 4 ani, știu cum a fost liceu, făceam și eu căcaturi prin liceu, făceam și noi cu clasa căcaturi, dar nu furam, frate. Pentru că, bă, v-am zis, it's all fun and games până când nu mai e. Și după aia nu cred că e worth like-ul ăla pe TikTok sau faptul că ai ajuns clownul clasei. Și, bă, nu vreau să fiu o party blocker sau cock blocker sau așa mai departe, să vă strig eu vrăjelile de la școală și fanul de la școală, dar, bă, nu mai faceți căcatul ăsta de trend. E o mizerie de trend și cineva 100% o să aibă de suferit din
toată treaba asta. Și ceea ce e și mai trist e faptul că 100% copiii ăștia care fură și încearcă să facă TikTok-uri de genul 100% fac chestia asta pentru că au nevoie de validare din partea celorlalți colegi. Dar bă, bro, să știi, ei nu râd cu tine, ei râd de tine. Și peste câțiva ani o să realizezi treaba asta și o să-ți pară rău, crede-mă. E liceu, distrați-vă, have fun, you know, dar nu faceți căcaturi de genul, pentru că 100% să pun ăla pe care îl furați sau proiectorul ăla pe care îl furați, ăla e cumpărat din banii voștri. Nu din banii voștri neapărat, dar din banii părinților voștri, din fondul clasei, din fondul școlii, din taxele pe care părinții voștri le plătesc la statul ăsta. Și bă, oricum nu vreau eu să fiu lupul moralist să vă zic că e bine așa și că nu e bine așa, pentru că nu despre asta este vorba, dar dacă vreți să vă învăț o chestie, pentru că eu deja am trecut prin ce ați trecut voi, și adică liceu, bă, faceți căcaturi la liceu, râdeți, faceți căcaturi, have fun, știi ce zic, dar gândiți-vă înainte să le faceți și faceți-le cu cap. Și bineînțeles cu bun simț, pentru că credeți-mă, nu merită niciun like, niciun ha-ha din partea colegilor de clasă să vă futeți voi reputația prin liceu sau reputația printre profesori, credeți-mă, not worth it. Ideea e că am pus pe Instagram ce jebi dacă ați făcut vreo japcă din asta voi pe la școală și mi-au răspuns mulți mi-au răspuns că bă, știu un coleg de clasă care chiar a făcut japcă și gen chiar a furat. Și de-aia am vrut mai mult să fac videoclipul ăsta, pentru că bă, nu e ok, să știți, gândiți-vă frate că este viitorul vostru în joc. Și dintr-un căcat de asta se ajunge la o futere foarte mare, știi ce zic? Oricum. Hello, vreau să vă prezint ochelarii de soare de la Raven. Îs cool rău de tot, vă zic sincer. Ok, nu zic cel mai arătos om cu ochelari de soare. Niciodată nu mi-a stat bine ochelari de soare, dar ăștia sunt cool rău. Sincer, chiar sunt cool. Îi puteți lua de pe site-ul ravenglasses.ro. Ok, cod RED pentru 20 de lei reducere și transport gratuit. Au calitate chiar super, super bună. Ia să vă fac un close-up acum să vedeți și voi despre ce este vorba. Îi luați de acolo. Chiar sunt cool, să știți, calitatea este super, super bună pentru prețul pe care l-au. La fel, găsiți și ochelari de vedere, ochelari de protecție împotriva razelor donatoare de la calculator. Găsiți totul acolo pe site-ul lor, ravenglasses.ro, și nu uitați codul RED pentru 20 de lei reducere și transport gratuit. Link în descriere. Sper că v-a plăcut acest episod. Sunt curios de părerea voastră în comentarii. Nu uitați să dați like, share, subscribe și așa mai departe. Follow pe Instagram bogdi.w, pe TikTok TheRealRed și pe canalul secundar TheRealRed2.0. Am pus un clip și acolo chiar astăzi. Ne vedem la episodul următor, boys. Până data viitoare, un like și primiți un iPhone 13.